Salut și am găsit la un nou video pe acest canal. Astăzi încercăm Ultimate Team. Bine, încercăm. Filmăm pe canal Ultimate Team. V-am spus că o să facem pe ramă chestia asta. O să o facem. Nu este cine știe ce chestia. Adică pentru mine mi se pare mai greu să filmez Ultimate Team decât carieră. Însă, da, am zis să încercăm și chestia asta pentru că este destul de frumoasă. În episodul de azi vreau să facem un draft, să vedem ce reușim să facem în draft acela și poate câștigăm și ne pică și ceva. Eu o să vă zic sincer, m-am pregătit cu multe pachete, mă gândeam să fac un pe copănii ceva, dar avem un pachet destul de bun, l-am făcut repede, așa că hai să-i dăm la început de meci și la început de videoclip de fapt. Ok, Modric. Hai să ne dacă pică ceva în spate. Și nu e niciun Future Stars, nu e niciun Future Stars. Ok, nimic în spate. Da, din păcate l-avem deja pe Modric. Kamayura și pe Dalman. Și dacă nu știu, nu e tradable. Clar nu e tradable. E bine, presupun că vreți să vă arăt și echipa mea. Echipa mea este ok, nu este cea mai bună, dar arată ok. În atac avem pe Okafor, toți Future Stars, deci sunt majoritatea Future Stars. Okafor, Atinia sau Atinia, cum vreți voi să numiți, Elliot în dreapta. În mijloc Sangare, Ina, Stoichkov. În apărare este cea mai bună apărare, mi se pare foarte bună. Bine, evoluații, na, trebuie să evoluez eu și după o să joace foarte bine. L-avem pe Sergio Gomez, Van Dijk, desigur, v-am spus că îmi place body type-ul lui. Și Maldini, acest jucător mi-a picat acum câteva zile, acum cred că 4 zile. A fost ceva imens, o reacție foarte, foarte mare. Un jucător de 5 milioane, nu știu dacă e pe market acum. Hai să vedem, 10 milioane, ba chiar, un jucător de 10 milioane. Mi-a picat, am avut foarte mare noroc. Nu pot să vă zic că se mișcă fenomenal în meci. E prea rapid, adică face singur să apără, nu trebuie să fac eu nimic. Și în dreapta Asignon și în poartă Endofonera Loris de la Tottenham. Banca arată destul de bine, l-am făcut pe Martinez. Știți că l-avem și în carieră, l-am făcut acolo și pe Martinez. Pe Calul l-am evoluat, dar după aia mi-a picat Maldini și cam aia a fost. Hernandez l-am făcut și alții precum Dybala mi-au picat, l-am făcut și pe Buongiorno. Am făcut mai mult pe aici. În club mai am câțiva, l-am și pe Ronaldo de cu 10 meciuri, dar îl păstrez. Mai am câțiva jucători destul de buni, însă nu am unde să-i pun ca să facă chimie. Chukwueze l-am făcut, mamă, dacă se făcea Chukwueze, dacă câștiga Nigeria acolo în finală, ar fi fost un card clar în primul 11. Însă echipa mea nu sunt în 33, chimia asta nu-mi place deloc, însă poate cine știe, veniți voi cu o idee. M-am gândit la Hansen pe dreapta, însă e cam scumpă și nu prea vreau să o iau, poate cine știe în pică. Însă haide să îi dăm direct la online draft. Dăm aici un token, am păstrat aici două tokene. Ok, hai să vedem formația. Da, formații foarte urâte. Dar nu prea aș vrea să joc nici cu 3, nici cu 5 fundași. Cred că o să aleg pe asta. Asta arată ce mai ok. Poate reușim acum să facem rost de un cât de mă pun și ne surcăm noi. Hai să vedem capitanul. Bum! Este... Thierry Henry, Thunderstruck. Sau cum se numește, Thunderstruck. Da, foarte, foarte mă să luăm categoric capitanul nostru. Hai să terminăm cu atacul. Motorul este Griezmann. Nkunku, foarte, foarte bun Nkunku. O să și foarte mult. Dar nu știu că să luăm pe Griezmann sau pe Nkunku. Hai să luăm pe Nkunku totuși. Hai să vedem Camu. Ce avem pe Camu și... Ok, nimic interesant, nimic ce face chimie din câte văd, dar o să luăm și noi ce mai high rated aici. Left mid, hai să vedem, da, nu e nimic bun, absolut nimic bun, luăm și noi 76. Hai să vedem în dreapta, ok, aproape nimic, adică nimic de fapt. O să luăm pe femeia asta, right back, hai să vedem, right back, ok, nimic, îmi dă foarte mult să inform, de ce scoți ai inform? Ok, o să luăm pe băiatul ăsta, cât de mă, hai să vedem, cât de mă, ok, Rudiger, Toni Kroos. Da, hai să vedem puțin. Toni Kroos îmi place că are și anticipate și long ball pass, cred că așa se numește. Trade-uri foarte, foarte bune. Da, cred că o să luăm pe Toni Kroos aici. Hai să vedem pe left back, poate ne pică ceva bun. Joao Cancelo, destul de bun. Person, nu cred că, adică nu știu ce să zic de Hermes, parcă mi se mișcă mai bine Joao Cancelo, dar și avem nevoie și de la Liga. Avem aici pe Drăgoșin de la Genoa, însă și pe Campbell. Ok, sau Sule. Da, nu are, no, o să luăm, hai că nu, desigur, ca să facem chimie. Următorul cât haideți să vedem. Și ce avem aici? Avem Van Dijk Team of the Year. Ok, Van Dijk Team of the Year. Clar Van Dijk Team of the Year. Hai să vedem în poartă. Și ufa, nu e ce știe ce. O să luăm pe ăsta. Haideți să vedem pe rezerve. Portar, avem nevoie de un portar. Dăm un portar bun. Și Casillas, Alisson. Ok, Stai puțin, hai să discutăm. Ok, că clar la stats-uri Alisson arată mai bine. Însă l-am avut pe Casillas, am mai avut un cont eu. Și joacă foarte bine, adică apără foarte bine. Dar o să luăm pe Alisson Team of the Year. Se pare că aducem cariera noastră de la Liverpool aici. Hai să ne fundașii. Poate avem nevoie. Bum! Fundaș Maldini, base Maldini, ok. Nu e Maldini pe care l-am eu. Însă Maldini ăsta e foarte bun. Și doar mie mi se pare că ochii aia sunt cam ciudați. Ok, suntem aici pe Campbell. Hai să vedem următorul.
Ok, Arnold. Arnold pe dreapta. O să-l luăm. O să-l jucăm categorie pe dreapta. Hai să-l luăm următorul. Nu este cine știe ce. O să-l luăm. Da, o să-l luăm pe, o să-l luăm pe acest jucător. Să vă joacă left mid. Hai să vedem mai departe. Bellingham. Ok, Bellingham și Bernardo Silva. Ok. Mamă, e ok. O alegere grea aici. Problema e că ne trebuie jucător de la Real Madrid. Însă, da. Și l-am putea pune cam pe Bellingham. Bernardo și poate cam, cred că. Nu, poate right winger. Și n-avem nevoie de right winger și nici de cam. Diaby, tot la fel, un card foarte frumos al lui Diaby, foarte bun de altfel, dar nu știu ce să zic, avem nevoie de chimia aia până. Da, cred că o să luăm până la urmă pe Bellingham, hai să vedem cam, poate cinci timp, că mai trebuie să zicea pe left mid. Hai să vedem mai departe. Bum! Și Messi, Johan Cruyff și Trezeguet. Ok, clar o să luăm pe Cruyff aici, Pace Cruyff este foarte bun. Mai departe, haideți să vedem. João Félix Kubo, ok. Da, o să luăm aici pe João Félix. Nu știu cât de bun e cardul ăsta, nu l-am folosit deloc, însă pare interesant. Hai să vedem mai departe. Bum! Ruud Gullit și Zaha aici, ok, Ruud Gullit, clar. Mamă, deci caut pe jucătorii ăștia să-i pun, ok, câmbă, joacă, câmbă. Caut pe jucătorii ăștia să-i pun în primul 11, dar nu reușesc. Hai să vedem mai departe ce ne pică. Și ne pică Cody Gakpo, fire card, dar arată interesant. Mai departe, hai să vedem. Mbappé, Mbappé. Ok, Mbappé Champions League, cardul lui de Champions League, Team of the Cups aici. Da, cardul ăsta e fenomenal, dar nici nu mai știu, nici nu știu cum să facem, dar o să facem noi cumva, vede. Mai departe, haideți să vedem. Avem nimic, absolut nimic. O să luăm pe Trossard. Mai departe, ultimul jucător este Raspadori. Bine, cam asta va fi echipa. Bine, cam așa cred că o să arate în meciul propriu zis. Mbappé pe stânga, poate aici schimbăm ceva. Ruud Gullit cam, Cruyff striker, Terare striker și Nkunku pe dreapta. Mi se pare că e cam cea mai bună alegere din toți jucătorii pe care avem. Toni Kroos o să stea cât de cât acolo, sper să stea în 3, însă câțiva jucători o să stea în 2. Haideți să vedem și la manager ce ne pică. Ajung brazilian sau din La Liga? Ok, nu mi-a dat nimic din ce vreau eu. O să luăm totuși acest manager din Premier League. O echipă destul de bună, ne-a picat destul de bine și pe atac și pe defensivă, însă haideți să vedem ce reușim în match totuși. E bine, haideți să vedem în ce primul match contra Bini, acum îl cheamă până la Barnam. Haideți să vedem ce echipă are. Sommer, Robin Tiaș, Nesta, Corbetto Carlos, aulou, Puskas, Bueller, Ribery, ok, echipă destul de bună și atac și defensivă, însă portarul ăla o să-l schimbe. Haideți să vedem ce reușim să facem în acest match, poate ce știe. Câștigăm o combinație foarte bună. Haideți să vedem Müller. Poate reușim acolo să apărăm bine acolo. Alisson, Team of the Year. Da, ne ține destul de bine. Johan Cruyff șutează. Op, era Hens. Ok, s-a făcut și schimbările la oameni pe Mbappe. Haideți să vedem unde este Mbappe. Ia uite-l pe Mbappe. Ce face mă Mbappe? Oh, ce pasă că și-am dat. Oh, cum reușești acolo să ia Ribery? Oh, ce elastico bun. Însă o oprim destul de bine. Haideți să vedem acum Perico la poarta noastră, însă l-avem pe Maldini. Ah, e offside, clar. Este offside. Însă foarte frumos golul, bară gol. Mbappé, foarte bine acolo, mingea. Pasă frumos la Terani, înapoi, șutăm și golazo! Reușim să chem Johan Cruyff în scrie. Foarte bine acolo, minutul 29. Mbappé, foarte bună pasa, Ruud Gullit șutează, însă pe lângă poartă. Bine acolo, recuperăm. Haideți să vedem acum. Reușim pe la urmă. Terari. Terari citează însă. Apără portarul. Ce bine apărat. Haideți să vedem ce va face cu Havertz. Nu reușește. Cancelo Gold reușește să-l oprească. Bine acolo. Cancelo. Ce face Cancelo Gold? Și nu reușim acolo. Foarte aproape. Nu reușește acolo să înscrie. Haideți să vedem ocazie bună pentru el. Ocazie bună pentru el. Da, înscrie data asta. Pasă foarte, foarte bună în spate. La găsește aici pe Goretzka. Și ne-a scris gol. Ce să facem? Foarte bine acolo. Terari, what? A să șuteze. Foarte bine acolo. Terari trece foarte bine. Du-te, Terari. Peste portar. Ce șut, ce gol. L-am umilit pe portar aici. 2-1 pentru noi. Ce l-am spart pe portar. Oh, șut periculos acolo, însă nu reușește. Vine acolo, Cruyff, haideți să vedem Cruyff. Cruyff foarte bine, reușește, continuă. Foarte bine, șutul, însă nu reușim să scriem foarte aproape. Haideți să încercăm și-o de-asta așa. Și acolo, pe verde, nu reușim, dar foarte aproape. Foarte bine acolo, Ribery, șansă foarte bună. Putea să paseze, însă a vrut să șuteze. Nkunku, haide, are spațiu destul. Nkunku, foarte bine acolo. Mbappé, oh, ce șut acolo, nu reușește însă. Vine acolo, Gullit, nu reușește, apără Sommer. Bă, ce face Sommer Gold? Și asta e important acolo, Müller, șutează însă, apără Alisson. Foarte bine acolo, Alisson. Foarte bine, șansa acolo pentru el însă, apără portarul nostru la sfârșit de meci.
Ce a apărat portarul nostru, Alisson. Hai să vedem, fază importantă pentru el. Înaintează, trece mai departe, însă nu reușește. Și cred că s-a terminat meciul. Centrăm, reușim să câștigăm, trecem mai departe. E bine, ce meci? Haideți să vedem al doilea meci. Haideți să vedem ce reușim să facem. Oh, sunt doi contra mine. Ok. Hai să vedem, cine știe, poate nu sunt chiar așa bun. Ok, se fac și schimbările de aici, să îngroșează gluma. Xavi, l-au pe Xavi. Ok, va trebui să descoperim ce jucător au ei pentru că n-am văzut. Hai să facem Kunku. Kunku, oh, ce fault. Haideți să vedem, va fi ceva. Ok, nu cred că va fi nimic. Foarte bine acolo, la Terari. Terari la Johan Cruyff și Johan Cruyff nu reușește. Ok, 6 foarte bun pentru ei. Haideți să vedem ce reușește să fac acolo. Trece foarte bine. Un șut foarte bun, însă apără acolo portarul. Are viteză. La Mbappé. Mbappé foarte bine acolo. La Mbappé nivdou și Mbappé ratează. What? Mamă, deci eram clar că dau gol acolo. What? Ok. Hai să ne Mbappé. Mbappé. Trivela nu e. E un șut. Ok, am vrut Trivela. Pare că Arnold este faultat. Nașpa. Parfă că e destul de bună, însă nu reușește. Oh, ce fault. Clar. Eu ziceam roșu să-i dai acolo. Imposibil, trebuia roșu. Johan Cruyff. Haide să vedem acum la Rulit. Înapoi la Johan Cruyff. Șutează și marchează Johan Cruyff. Foarte bine pasă acolo. A și finalizarea. Continuă Arnold. Pasă foarte bună la Johan Cruyff. Du-te Johan Cruyff. Du-te. Haide. Și Psych! Ok. Scriem de la rebounds. 2-0. Terea remarchează. Du-te acolo. Foarte bine la Johan Cruyff. Foarte bine acolo, la Rudhulit, o bubuie, 3-0, haideți băi, ieșiți deja, 3-0, foarte bine acolo, Mbappé, Rudhulit, a terminat faza, da, e clar ce se întâmplă, dar și ce combinație de pasă, mă, combinația a făcut-o, oh, s-a dus Terari, s-a dus, hai să vedem, o să-i paseze, nu vrea să-mi scrie, însă ce bară, ok, deci am mai încercat asta, nu înțeleg. Bine acolo, ce centrare! Nu pot să cred! Ce centrare a fost aia, a fost cea mai bună centrare văzută de mine. Ne întrece frumos, bine acolo, Xavi continuă, foarte bine acolo, însă portarul apără, însă rebound este bun pentru ei. 4-1 se face, ok, ne luăm un gol. Bine acolo, Johan Cruyff, Mbappé, termină meciul. Hai mă, ieșiți o dată, 5-1, Rudhulit, hai să fie acum Rudhulit, foarte bine acolo. What? Cum a lăsat reportarul? Ai de cap meu, i-am umilit 6-1. Și Mbappé ăsta e foarte bun. Hai să vedem acum Mbappé. Aole, Mbappé. Hai să fac acum o centrare bună. Johan Cruyff. Nu reușește acolo, apără portarul. Mbappé, ce bună pasă la Mbappé. Mbappé, 7-1. M-a plictisit eu. Hai să spun mai departe. Mbappé din nou. Ultima fază a meciului. Mbappé cu Johan Cruyff. Mai înscriu un gol. 8-1. Bine să trei meciul. Hai, lasă să termine meciul. E bine să termine meciul. Răsfârșit. Să termine meciul ăsta. Haideți să vedem. Intrăm în al treilea meci. Haideți să vedem ce echipă are. Ok. Portar. Să le pun Ona. Bellingham. Terari. Ribery. Bellingham. Ok. Nu. Dembele. Nu Bellingham. Păi destul de bună. Însă poate reuși să batem. Bine. Îi dăm start. Haideți să vedem ce reuși să facem în al treilea meci. Bine acolo. Johan Cruyff. Trebuie pleacă destul de bine. Pasa la Bellingham. Bellingham ar vedea acolo, însă este offside. Foarte bine acolo pleacă această jucătoare. Haideți să vedem acolo, bună centrarea. Aolo, n-am știu că ajunge la al doilea jucător. Foarte bine acolo, combinație bună, însă Alisson al nostru neapără. Dembele la Bellingham, înapoi acolo, ce combinație bună, însă nu reușește. Foarte bine acolo, combinația la acest jucător. Haideți să vedem acum, nu? Reușește până la urmă. Înscrie gol. Arda Güler reușește să înscrie gol. Oh, ce bine a trecut acolo, însă Alisson este acolo. Vine acolo. Ce combinație bună de pasă. Haideți să vedem. Da, trece destul de bine. 2-0. Da, meciul ăsta e luz. E luz. E greu să-l întorc. Da, încă ocazie pentru el. Haideți să vedem acum. Reușește. Da, e clar. Da, o să iese din meciul ăsta. E bine, reușim. Reușim doar două win-uri. Ceea ce eu zic e ok. Dar al treilea jucător a fost efectiv neaspart. A fost un da, de juca foarte, foarte bine. Dar eu zic e ok. Haideți să vedem ce epică totuși. Și ne pică un jumbo și un premium. Ok. Da, avem pe Modric și pe Dalman ăsta. Hai să vedem dacă reușim să băgăm undeva. E bine, am mai făcut câteva pachete pe aici. Pachete sunt de interesante, însă o să-i luăm. Da, cea mai proastă, cea mai bună. Haideți să vedem aici, poate e pică ceva. Italian, KF, Raspadori. Da, mai departe un goal pack. Haideți să vedem. Ok, Argentina, right winger. Da, nu știu cine este, dar oricum e slab. Da, aparte era Gonzales. Și 1500 de coins. Haideți să vedem un premium goal pack, ce ne pică din el. Ok.
Ok, Netherlands, de la Rământ, de la Bournemouth. Ok, este Clivert. Haideți să vedem acum un Jumbo. Și, aolo, nici nu știu țara. De la Praga? Ok, clar. De unde era băiatul ăsta? Din Libia, ok. E bine, și hai să vedem acum. 85 ori 2, poate îmi pică ceva în Future Stars. Și este Future Stars. German, KM, Real Madrid. Ok, Modric, nu, Toni Kroos. Și în spate, este Lemuel ăsta, asta, de fapt. Dar o am deja, deci este cam useless. 286. Nu, aparent l-am pe Toni Kroos. Asta am băgat-o la SBC. E bine, am mai reușit să fac rost de câteva pachete, așa că haide să le deschidem rapid. Avem niște pachete foarte interesante, niște 84, niște 85 pa chiar. Dar o să începem cu acest 81x2. Haide să vedem, poate ne pică ceva. Mai ce un inform. Ok, haide să vedem ce inform este. Este Mata, ok, este Mata. Ce nume. Și în spate nimic, dar este bun uniform. Este chiar foarte bun. Bine, hai să deschidem un 84 plus rare gold pack. Hai să vedem ce ne pică din acest pachet. Spania, goalkeeper, cum era, nu mai știu de cum îl cheamă. Oricum e 84. Remiro se pare că pică. Haideți să vedem din 85 ori 2 ce pică. Poate un Future Stars. Ok, este un inform. KM, German, Gündogan. Ok, Gündogan. Oh, Gündogan este în față, în spate. Cine este? Haideți să vedem. Ok, cred că este un 85. Oh, venea cineva. Ah, n-am dat seama. Ok, Mateu. Haideți să închidem 84 ori 5 să vedem ce ne pică. Și Future Stars. Haideți să vedem. German, KB. Ok, Inter. What? Cine? Oh, Bishop, ok. Și în spate, habar n-am cum cheamă, dar și Kimmich, și Ramsdale. Ah, ce nașpa. Și pe această femeie aparent o aveam. E bine, haide să-i simt și eu 85 ori 4. E bine, o să mai fac încă un player pick, însă până ajungem la ăla, o să-i schimb acest pachet. Și haide să vedem cine pică. Este un inform. Nigeria, striker. Opa, ok, Osimhen. Osimhen, a picat Osimhen. Și în spate, hai să vedem, overall destul de mare. Hai să vedem cine e în spate. Cine vine, ok, este o fată. Ok, 87. Ok, totuși este uniform. João Cancelo și Bright se pare că ne pică. E bine, am mai făcut încă un player pick. Hai să vedem, poate ne pică ceva din acest player pick. Hai să vedem ce pică totuși. Și, ok, Guvu. Oh, Guvu, ok, Guvu e interesant. Ok, Guvu este interesant. Costă ceva, cred că undeva la 120-110 mii de coins. Da, este destul de bun, arată destul de bine acolo. Are playstyle, power shot, destul de bun. O să-l selectăm pe el, chiar dacă nu ne intră în timp. Poate fi fost bine să selectăm la 89, dar o să lăsăm așa. E bine, cam asta a fost episodul de azi. Dacă a plăcut, nu uitați acolo, să apăsați pe like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja și să activați clopoțelul pentru mai multe notificări. Aceasta este schema mea, în caz că aveți idei, poate cine știe de să mai adaug aici la echipă, poate să schimb, poate pe Elliot, mă gândeam să-l schimb. Să-mi scrieți acolo în secțiunea de comentarii. Dacă mai vreți episoade cu alt mai timp, poate cine știe un fucem și ceva sau poate niște drafturi, să-mi scrieți acolo în comentarii. Eu am fost Andrei Albait, v-am pupat. Pa, pa!